Dacă doriți să vă ridicați împreună cu mine, voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la primul verset. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și i-au zis: Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Că nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns el le-a zis: Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: Cine va zice tatălui său sau mamei sale: Oricum ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur de ajutorul lui Dumnezeu ce mi-a fost acordat și împreună cu unul din copiii noștri, din familia noastră, cu Beni, sunt astăzi aici și slăvim pe Domnul să fim la părtășie împreună cu cele două familii care și-au adus copiii la binecuvântare și dorim Domnul să binecuvinteze acești copilași și familiile din care fac parte și toate familiile acestei biserici. Amin. Este adevărat că ultima dată când am fost la o duminică prelungită, inspirat de stâlpii dumneavoastră de aici, am predicat despre stâlpii unei biserici. N-am mai predicat de atunci, nu cred că o să mai țin predica aceasta, dar poate v-a fost de folos. Ceea ce este foarte de folos și frumusețea templului, aceasta este o dorință a lui Dumnezeu și a dumneavoastră și ați dus-o la îndeplinire ca să aranjați această casă de rugăciune și Domnul să fie slăvit și Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei ce v-ați implicat. Acum vorbeam cu fratele Sami, au zis: ceea ce mi-aș dori, spunea fratele, rugăciunile să fie mai consistente, așa, acum poate concrete, nu o să vă rugați pe subiect, așa, mai scurt. Zice, nu știu cum e la voi, aproximativ și la noi. Zice, noi mai îndemnăm pe frați. Zic, și eu m-am gândit odată la o modalitate de a îndemna în mod indirect. Și am ținut timpul de rugăciune. Și m-am dus la timpul de rugăciune și în câteva cuvinte am explicat fraților că Domnul ne-a dat multe binecuvântări duhovnicești, pământești, că trebuie să mulțumim pentru toate lucrurile, poate pentru pancreas încă n-am mulțumit, ni se pare normal să avem aer, ni se pare normal să funcționeze inima bine, organismul, ni se pare normal să avem 36 cu 5 aproximativ temperatura corpului. Acum zic asta astăzi, atunci am zis altceva. Am dat câteva exemple, am motivat frații pentru mulțumire. Ne-am plecat pe genunchi, am mulțumit, după ce ne-am ridicat, mi s-a părut cam scurtă rugăciunea, și am spus fraților, ne plecăm pe genunchi și continuăm pe aceeași temă să mulțumim lui Dumnezeu. Plecat pe genunchi, am mulțumit, ne-a ridicat, am mai cântat, au durat mai mult cântarea decât rugăciunea, cred că unele au 5-6 strofe, cântările sunt frumoase și bune și astea. Ne plecăm pe genunchi și pentru aceeași cauză ne rugăm. S-au uitat frații. Și la un moment dat o soră zice către soția mea, zice, dar ce așa supăra fratele Corneliu? Nu dormi bine azi noapte? O fi dormit pe cuie? Nu cumva să fie supărat Dumnezeu în cer că nu împlinim cuvântul Lui și voia Lui de a-i mulțumi pentru toate lucrurile, de a veni cu inima deschisă. Acum la închinare contează foarte mult și semnul, este semnul închinării, ne plecăm pe genunchi, alții își fac cruce sau alții altceva, semnul închinării, dar contează și starea închinării, stare de smerenie, trebuie să fie o stare de recunoștință, cu inima deschisă, în adorare către Dumnezeu, dar contează și legătura cu Cel căruia îi aducem închinarea. să fim sub cercetarea lui Dumnezeu, în legătură cu Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze, să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așa spune Pavel Galatenilor în 5:16, zic dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Porunca lui Dumnezeu pentru copiii care au părinți în viață este să îi cinstească. Am citit de aici din cuvânt, versetul 3, dar Domnul le-a răspuns, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Că Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cum este și cum se arată cinstirea față de părinți? Spune aici, versetul 5, cine va zice tatălui său sau mamei sale, prin vorbire, cum te adresezi, cum le vorbești, nu-i așa? Știți că la un moment dat Apostolul Pavel spune în 1 Timotei 5,1, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Tata și mama pot fi sfătuiți în limita respectului și a bunului simț. Mustrați în niciun caz, nici atenționați, dar sfătuiți pot fi și părinții. Da? Dacă părinții sau bunicii nu mai aud bine, nu strigați, ci spuneți-le la ureche. Sau în cel mai rău caz, aparat auditiv. Un răspuns blând podolește și mânia, nu? Contează felul în care te adresezi și le zici, dar și felul în care zici, grăiești despre ei. Spune aici. Versetul 4, că Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea, cea mai aspră pedeapsă. Copiilor le stă bine să vorbească frumos despre părinți. Că au destule motive, dacă vor să spună ceva, dacă nu, mai bine să tacă. Vorbește frumos despre ei, nu-i vorbi de rău. Prin vorbire, apoi prin atitudine. Levitic 19:32, să te ridici înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Acum dacă s-o vopsit, nu știu ce să mai zic la asta. Apreciați dumneavoastră cum acordați cinstea. În autobuz cedează locul, învățam pe tineri și la un moment dat în studiul de o oră din cuvânt am pus deoparte un sfert de oră din codul bunelor maniere. Hai să învățăm că spune Proverbe 1:3 pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. A spus, când stai de vorbă cu cineva și ești așezat și el este ridicat, trebuie să te ridici și tu, dacă e mai în vârstă ca tine, dacă are o funcție, dacă așa, dacă-s părinții, dacă-s bunicii, dacă-s... Nu poți să vorbești așezat, să nu te adresezi cu mâinile în buzunar, că nu-i frumos, cu mâinile în buzunar, oricine ar fi cel căruia te adresezi și așa mai departe. Florile se dau cu petalele în sus, nu cu cozile în sus. Pantofii se lustruiesc, nu numai freza se aranjează în oglindă, așa mai departe. Maleahi 1:6, spune Dumnezeu, un fiu cinstește pe tatăl său prin atitudine și apoi prin comportare faci cinste, că porți un nume, nu? Porți un nume de familie, reprezinți familia, dumneavoastră de aici reprezentați Biserica Cezareea, dar nu numai atât, reprezentați Biserica lui Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele, reprezentați mesajul lui Dumnezeu care trebuie să fie arătat în fapte și spune Petru, pentru ca să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor, văzând faptele voastre bune. La un moment dat Domnul spune și Dumnezeu se îndreaptă înspre poporul Israel. Spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Știți că la un moment dat Domnul spune, cinstiți pe toți oamenii, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. O să ziceți, da, scrie să cinstim pe toți oamenii, dar nu toți sunt oameni. Și asta e adevărat. Dar spuneau frații bătrâni că preotul măcar o trecut pe alături, levitul măcar o trecut pe alături. Tâlharul nu a trecut pe alături. Dacă nu poți să fii samaritian milos, măcar treci pe alături, spuneau frații bătrâni. Și era un frate maghiar la noi în zonă, a murit, venea și pe la noi pe la biserică. Fraților, Daniel l-a slujit pe Domnul și a fost ascultător, dar și acolo în groapa cu lei n-au hârâit la lei. O sta cu minte. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Spune Domnul. Vorbim despre cinstea care se cuvine unui părinte, despre cinstea care se cuvine unui conducător la serviciu, a locului de muncă, despre cinstea care se cuvine unor oameni și cinstea care se cuvine lui Dumnezeu. Este diferită, e adevărat. Când am programat evangelizarea în urmă cu câțiva ani, frații din comitet au zis, ia trece-te și pe tine acolo. Am zis, ce să fac eu? Să predici, la noi nu vrei să predici la evangelizare. Am predicat în seara aceea subtitlul De ce cinstim pe Maria, mama Domnului Isus? S-au uitat și credincioșii din biserica noastră la mine, așa, de subiect. Dar s-au uitat și oamenii din sat care au venit. De ce cinstim pe Maria, mama Domnului Isus? Păi cum ei știau că noi nu o cinstim? Păi vorbim frumos despre ea. O cinstim pentru că Biblia spune că a fost o femeie vlavioasă, a fost o neprihănită, o sfântă. Am avut mai multe puncte acolo. Dar la ultimul la care am insistat a fost acesta. O cinstim pe mama Domnului Iisus pentru că a spus să faceți tot ce vă va porunci El. Pentru că ne-a îndreptat privirile spre Mântuitorul și a spus să ascultăm în totul de El. Este o cinste care o acordăm lui Dumnezeu. Nu o putem confunda, nu o putem înlocui, nu o putem aduce altora. Este cinstea ce o aducem lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o așteaptă. Spune, dacă eu sunt tatăl vostru, cum mă reprezentați voi cu viața printre oamenii pe care vreau să-i mai scot la mântuire? Cum vorbiți despre mine? Cum vă închinați? Pentru că, revin, Domnul spunea izraeliților, poporul acesta, sau despre ei, mă cinstește cu buzele. Doamne, Doamne, și Domnul a spus, nu oricine zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui. Dar cu inima, spunea Domnul, este departe de mine. Vrem să avem o inimă întreagă dată lui Dumnezeu. Că spunea Domnul, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și în Psalmul 91, Domnul face o făgăduință. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi ocroti. Este o făgăduință pentru copiii care își cinstesc părinții. Efeseni 6, da? 1, 2 și 3, versetele. Să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. M-am gândit să vă vorbesc astăzi despre o mamă vrednică de cinste. Mă gândeam pe scaun, tot am auzit cântările, tot de mamă, hai să predic și eu tot despre mamă. Dar predic despre mamă să se simtă și tații în aceeași fază, cu aceleași responsabilități, numai că exemplele mele sunt din Biblie referitor la mamă. Eram la noi în biserică, cântat o cântare de mamă, o tânără, m-a mai cântat o tânără, cântare de mamă. La un moment dat am auzit că cineva plânge în spate, cineva ofta acolo, n-am știut ce se întâmplă, cineva a zis, păi zice, eu cântat cântarea. Asta nu era exact cercetarea Domnului, la plânsul ăsta și am zis, auzi, stai liniștită, ți-o cânta cântarea, o cântat-o pentru mama ei. Tu te duci acasă și o cânți pentru mama ta. Cântarea e aceeași, dar persoana diferă, așa că e un fel de transfer de autoritate. La un moment dat am și anunțat, fraților, cântările astea pentru mamă, cântați-le la mama acasă, că se bucură mai mult. Sau cântați-le și aici, că nu am nimic împotrivă, că au și cuvintele lui Dumnezeu acolo și îndemnuri bune. Dar haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură referitor la acest subiect. Deci cinstiți pe toți oamenii, cinstiți pe Dumnezeu, cinstiți părinții, numai că întrebarea este, suntem vrednici de cinste? Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, aceea să vă însuflețească. Sunt enumerate mai multe chestiuni acolo, mai mulți factori. Tot ce este vrednic de cinste, aceea să vă însuflețească. Doamne, lucrează în noi să înțelegem că trebuie să ne facem vrednici de cinste. Dacă am spus copiilor că prin vorbire, prin atitudine, prin comportare ei aduc cinste părinților, acum trebuie să spunem părinților și ne spunem nouă tuturor și celor care urmează să întemeieze o familie cu ajutorul lui Dumnezeu că trebuie să fie vrednici de cinste. Copiii vor asculta ce se spune în familie, vor urmări exemplele familiei. Nu poți să-i spui fetei să poarte învelitoare dacă matale nu mai ai de mult sau altceva. Nu poți să îi trimiți la rugăciune dacă nu poți să-i oprești de la anumite particularități ale vieții acesteia care sunt nefavorabile, ca să nu zic ceva mai rău. Când matale nu ții cont, se duce autoritatea, se descarcă și rămâi fără autoritate. Poți să tot spui că nu te mai crede nimeni. Primul exemplu, Iochebed, mama lui Moise. Spune Sfânta Scriptură, haideți să citim Evrei, capitolul 11, versetul 23 în jos. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni. Subliniez cuvântul credință, vom relua. De părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul. Care mamă nu zice, ce frumos e copilul meu? Își iubește copilul. Mai mult decât atât. Și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, deci numai prin credința lui Iochebed, prin credința lui, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Iochebed a fost mama care a îndreptat privirile copiilor înspre Canaan, înspre răsplătire, nu înspre apăsările din Egipt ale păcatului, nu spre plăcerile de o clipă ale păcatului, ci spre răsplătirea lui Dumnezeu, înspre ceea ce urma să se întâmple, că asta e mai important. Am intrat în biroul unui contabil recent și am dus o situație de la cineva, m-a rugat și știam că a trecut printr-o intervenție așa curtă la inimă, i s-a pus un stand acolo și era tare speriat. Și eu zis, m-am speriat că vin copiii tăi după mine. Copiii mei sunt cu servicii funerare, știi? M-am speriat că vin copiii tăi după mine, eu zis. Zic, ai început să te gândești la moarte, așa-i? Să știi că am început să mă gândesc. Zic, eu spune să te gândești la ce urmează după moarte, că e mai important. Am rămas pe gânduri. Nu mi-a zis dacă vrea să se gândească sau nu, dar am început să se gândească fără să vrea să se gândească. Am continuat să-i mai spun câteva lucruri. Că după ceea ce se vede, că după apăsarea aceasta din Egipt, că după urmărirea egiptenilor până la Marea Roșie, este ceva. Dumnezeu a pregătit ceva mai bun decât cunoaștem aici. S-a citit la timpul de rugăciune și m-am bucurat de frații care au dat îndemnuri, Domnul să-i binecuvinteze. pe subiect îndemnuri frumoase din cuvânt. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. 2:9 acolo, Corinteni, da? Urechea n-a auzit vorbindu-se despre ele. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi credincioșii. Spune cuvântul în Psalmul 78, cunoașteți acest cuvânt de la versetul 1, mai multe versete, vă citesc câteva ca să vi le reamintiți. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. M-am gândit, ce-o fi povestit Iochebed? Ce experiențe să-i spună lui Moise? Eu mă gândesc că i-a spus despre prorociile ce au fost date, despre promisiunile lui Dumnezeu. Din urmă m-am tot gândit, oare ce să-i fi spus ca să zidească o credință întemeiată în mintea lui? Pentru că prima precizare ce o fac în legătură cu Iochebed, și voi lua încă două exemple din Biblie, Iochebed transmite ceva, vorbește despre ceva. O mamă vrednică de cinste are o influență dată. Spun dată pentru că e dată de Dumnezeu, o influență înspre bine, înspre voia lui Dumnezeu. Moise, tu încă nu pricepi foarte bine, dar nouă Dumnezeu ne-a promis că ne va scoate de aici din Egipt, că ne va scoate cu braț întins, că ne va duce. Este pregătit Canaanul pentru noi, nu știu exact ce îi spunea, dar a sădit în el încrederea în Dumnezeu. A avut influență, pentru că atunci când Moise a crescut, s-a făcut mare, spune Biblia, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Auzi, o să știi că mama-i da mama ta, da, ești adoptat de prim-ministru, de eu știu de cine, nu prea sunteți făloși cu, nici cu prim-ministru, nici cu președintele, așa-i? Nu știu de cine să vă zic. Da, numai așa dacă ar fi un om bazat din oraș, să zici, m-a adoptat că știu ce-mi rămâne, în rest, ce-mi pasă. Frați și surori, noi trebuie să le orientăm privirea înspre Canaan. Asta este influența dată de Dumnezeu. Mi-amintesc că în urmă cu aproape 20 de ani, când am intrat în slujbă, m-a abordat primarul orașului. Domnul Coțan, am auzit că dumneavoastră aveți influență acolo, sunteți bine văzut la biserică. Ăsta avea Ștefan Gheorgheu, știa să mă ia. Dumneavoastră puteți ajuta mult aici în oraș și mă puteți ajuta și pe mine și uitați, se apropie alegerile și ați putea vorbi cu credincioșii și o să fie așa o bătălie mai strânsă, dar distanța o să se vadă totuși la sfârșit că dumneavoastră știți cum să alegeți, cum să... Dați, domnul primar, am o stimă pentru dumneavoastră. Știți și să vorbiți, să văd și lucruri frumoase făcute pe teren. Eu cred că oamenii o să vă voteze. Nu știu dacă toți, dar o să vă voteze. Numai că influența mea nu-i pentru asta. Eu nu pentru asta am spus. În biserică n-am făcut până acum campanie, că nici n-am avut cum. Dar am de gând să nu fac niciodată. Până acum mulțumesc Domnului că am reușit, cu ajutorul Domnului. Și nici așa cum zici, matale, nici prin familie, că nu reușesc, că oamenii nu se iau după ce zic eu în privința asta. Eu trebuie să influențez pe oameni în ce privește orientarea înspre noul Canaan. Spunea aseară la noi în biserică Dragoș Croitor, eu nu am venit să vă învăț aici Biblia și pocăința, eu am venit să vă iau să vă mut un pic mai în față înspre împărăție. Să vă mai dau un imbold, așa, o putere, o deschidere. Să vă mai arăt încă o dată direcția și ținta. Să vă mai spun că Dumnezeu ne așteaptă. Pentru o influență de genul acesta ne-a lăsat Dumnezeu. Iochebed a înțeles lucrul acesta. Prin Moise a influențat un popor întreg Iochebed. Nu știa ea atunci, la 3 luni, la 5 luni, pe cine crește, pe cine alăptează și apoi mai departe pe cine formează. Că n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi. Când a fost la noi președintele cultului, în urmă cu mai mulți ani, eram în familie și am spus: vă rog să-l convingeți pe Beni că să nu intre în politică, că nu-i pentru el politică, așa asta. Și ce președinte, de unde să știu că nu-i viitorul prim-ministru al României aici în fața mea? Nu, zic, ce l-ați încurajat încă? O zic, nu, eu nu-l încurajez să facă politică. Dar dacă Dumnezeu îl cheamă pentru ceva, să facă. Mă, să fie foarte convins în ce l-a chemat Dumnezeu să facă și pe plan pământesc. Recabiții au spus: noi nu bem vin toată viața noastră. Așa ne-a poruncit tatăl nostru Recab. Știu, a zis Domnul, despre patriarh, care să poruncească fiilor lui după el să țină în totul legea Domnului. Și a încercat Ieremia, proroc, să-i ducă, haideți în una din chilie casei Domnului, că ceva oficial acolo și să vă spun un pic, uite, să serviți și voi puțin vin. Dar știți că în Biblie sunt și cuvintele oamenilor neinspirați? Credeți că tot ce a zis Solomon e valabil? Dar vorba tinerilor, nici ce a zis Pavel cu căsătoria nu e valabil pentru noi, a zis, noi ne căsătorim. Să vă zic, uite, îmi vine în minte, Ioan 9, la un moment dat când a fost vindecat un orb din naștere, se punea întrebarea, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? Și toată lumea se întreba cu 2 întrebări. Și răspunsul era pe altă întrebare. Și a zis, Domnul nu a păcătuit nici el, nici părinții lui. S-a născut așa să se vadă slava lui Dumnezeu. Și ce au zis la un moment dat fariseii și saducheii? Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Ăsta e un păcătos, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Vă întreb, e adevărat sau nu? Ascultă Dumnezeu pe păcătoși sau nu? Păi dacă au de gând de pocăință, mă întrebau de la noi, din biserică, frate, e cineva, un vecin, ar vrea să vii să-i faci ungerea cu un delept. Hai să o clarificăm. Zice Biblia, dacă este printre voi cineva în suferință, să cheme prezbiterii să se roage. Deci ori printre noi boteza membru cu drepturi depline sau cu unele suspendate chiar, sau este printre noi că e hotărât de pocăință, dar încă n-am încheiat legământ. Îi facem ungerea cu un delemn, că nu putem pune simbolul Duhului Sfânt peste oricine. Un delemnul de la ungere e simbolul Duhului Sfânt. Noi chemăm prezența Duhului Sfânt pentru vindecare, prin darul credinței, prin rugăciunea bisericii, prin autoritatea lucrătorilor. Bună învățătura tatălui Recab. Noi nu bem vin, au zis ei, toată viața. Am învățat credincioșie, am învățat stabilitate, am învățat să rămânem aceiași în orice situație. Să nu ne ducă nici prorocul ce vorbește din îndrăzneală, să nu ne ducă... Bine, noi vorbim de prorocii care vorbesc din îndrăzneală, dar nu sunt și învățători care vorbesc din îndrăzneală și numai cuvintele lui Dumnezeu nu pot fi acelea. Dar mai sunt și sfătuitori, că Biblia spune învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Și câteodată o învățătură e de aici și alte sfaturi sunt prin familii. Așa sfătuitori se găsesc. Al doilea exemplu, Ana, despre ea spune cartea Samuel, 1 Samuel, că aducea multe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Ana care aduce o dorință curată, am punctat eu. Vreau să primesc un copil ca pe o izbăvire și să-l închin lui Dumnezeu ca pe o mulțumire, să fie dat Domnului. Asta se întâmplă astăzi. Știți, dorința oamenilor este pentru încreștinare. Să-l facem creștin. Se poate și pentru maturi și pentru copii. Pentru maturi, Biblia spune foarte clar, cine crede și se botează va fi mântuit. Pentru întâiași dată au fost numiți creștini în Antiohia, e biblic termenul. Dacă citiți în dicționarul limbii române ce înseamnă cuvântul creștin, o să ziceți ca și mine că pocăiți o scris dicționarul explicativ. Să citiți, să vedeți. Dar noi vrem să încreștinăm și copiii. Cum facem? Dar cine nu vrea să-i încreștineze? Și nu știm, se poate, nu se poate. 1 Corinteni, capitolul 7, Ana avea o dorință curată, să-l închine Domnului și copilașii aceștia vor fi închinați Domnului, vor fi încredințați în mâna lui Dumnezeu mai mult. Astfel să pună numele meu, ei intră familia lui Dumnezeu, peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Se coboară binecuvântarea lui Dumnezeu care îi va însoți mai departe, dacă ei vor rămâne sub binecuvântarea aceasta. Apoi îi vor intra în familia lui Dumnezeu, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel. Și eu îi voi binecuvânta. 7:14, 1 Corinteni. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminteri copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt... No, fă creștin pe un sfânt. Păi am vrea noi să fim ca ei. Că Biblia spune să fim sfinți în toată purtarea noastră. Să avem un trai curat și în temere în fața oamenilor. Să nu ni se găsească nimic. Nici în ce privește treburile împărăției lui Daniel nu i-au găsit nimic. Nici nu cred că avea. Până la urmă găseau ei ceva. Nu. L-a fost curat. Copiii sunt sfinți. Pentru că unul din părinți este credincios, spune, nu spune sfânt, credincios. Și termenul sfințit nu e egal cu sfânt. Procesul de sfințire înseamnă să înceapă să fie prelucrat pentru a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Și sfânt înseamnă să fie dedicat lui Dumnezeu, numai al lui. Așa că și soțul necredincios este sfințit, adică intră în procesul acesta, pentru că spune Petru, pentru neveste, da? Cum să se poarte, și am citat deja de acolo, și dacă vreți și citim, ceea ce spune apostolul, da? 3:1, tot astfel nevestelor fi supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unei nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Ana se ruga Domnului, spune 1 Samuel 1:10, cu sufletul amărât și plângea, versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Și versetul 18, partea a doua, spune, și fața ei n-a mai fost aceeași, că atunci când ieși din prezența lui Dumnezeu, ți se schimbă și înfățișarea feței. Și dacă ai o față senină, îți face Dumnezeu și una strălucitoare. Eu am făcut și lui Moise și Mântuitorul la schimbarea pe munte spune că a fost strălucitoare și hainele, nu știu ce culoare aveau hainele Mântuitorului la schimbarea la față, dar spune că hainele lui s-au făcut albe. Nu contează ce culoare au hainele. Dacă sunt curate, Dumnezeu ți le face albe. Și dacă fața este senină, noi transmitem multe prin fizionomia feței. Nu știu de ce, spuneam și la noi, exact la predica, la schimbarea la față, când era într-o joi, mi se pare. De ce când sunt tensiuni așa și presiuni, chiar din partea celui rău, și avem poate și supărări, de ce ni se schimbă așa fizionomia feței și facem câte o față de... le vine să plece de lângă noi unora. Bine, am zis de noi, de acolo, nu de dumneavoastră. Să nu faceți acum către mine vreo față așa. că nu sunteți de acord. Dar n-am putea să fim mai reținuți și la cuvinte, așa să nu fie cuvinte jignitoare în discuții, poate chiar în familie, poate chiar cu copii, le spui câte ceva de nu mai uită. Să știți că celelalte supără, se uită, dar când rămân niște cuvinte așa, pe retină și pe creierul mic, alea nu prea se șterg sau rămân urme. Și copiilor nu le putem spune tot felul de vorbe că nu ești bun de nimic, că până la urmă asta o să înțeleagă, că nu-s bun de nimic. Binecuvântați că la aceasta ați fost chemați, spune Biblia. Să-i binecuvântăm. Mă, Domnul să te binecuvinteze. Ai stricat ceasul, eu știu când unul din copii o da ceasul de pe perete jos să vadă de ce merge. Început să-l desfacă, da. Acum repară bine mașinile. Da, cu diagnoze, cu... Dar soția zice, lasă mă, cât e un ceas. Să vadă el cum zrotițele alea pe acolo și... De ce merge? Până să ajungă să vadă de ce nu merge, trebuie să vadă de ce merge, nu? O, Domnul să te binecuvinteze, ai făcut o bravură, nu zic nota, dar poate altă dată să... Dar trebuie să vină numai cu 10 de la școală, poate el nu-i de nota 10, poate atât are, 8, na, nu... Păi a fost o profesoră, o zis, păi eu n-am dat 10 la nimeni în viața mea. Eu sunt tată de la noi, eu zic, cum e dat nouă? Fata mea are numai de 10. E adevărat că o la bacalaureatul cu 10, fata. Și acum e la medicină, la Cluj. S-o duci și o zic, Doamne, nu se poate că e dat nouă. Păi și dar de nouă au fost. Îi iasă media, stai liniștit. Nu, zice, nu mi-e de medie, zice. Dar... Poți să-l binecuvintezi, să zici, auzi, dacă mai înveți mai mult, mai insiști și mai lași telefonul și mai lași telecomanzile și poveștile și bătutul de bulevard și nu mai știu ce mai este, o să iei și de șoferi din prima, nu dintre a doua. Întrebam pe cineva recent, zic, no, ai luat examen la școala de șofer? Zice, l-am luat cu 19. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune și versetul 27, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, dar când are repetiții, frate, de cor, păi nu-i mai dat Domnului, că tu ai de spălat vase, că să inventam și mașini de spălat vase. Sau poate să spele vase și să taie lemne și să măture în curte și nu mai știu ce treabă ai cu el și în afara timpului de repetiție, dacă îi da Domnului, dacă îi da ție, că așa am citit de acolo. Vreți să mai recitesc? Ascultați. Cineva zice tatălui său sau mamei sale, deci Matei 15:5, ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Nici asta nu e bine, zice, eu nu pot să fac nimic, că el îi da Domnului, el îi deoparte. Spunea aseară fratele Dragoș, căuitorul la noi, că de la ei s-a pocăit cineva și tata lui e cu IQ-ul mai redus. Dar și omul ăsta s-a pocăit și cum o înțeles el și una, mă, ce mai face tate tot? Ce mai face nimic, că s-a pocăit. Gata! Dar nu trebuie să mergi la mănăstire dacă te pocăiți sau să te reții, să nu mai... Păi nu, trebuie să mergi pe teren, să lucrezi pentru Domnul. Și trebuie să lucrezi cu mâini harnice și la ceva bun, ce de folos pentru familie, că cine nu are grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Și trebuie să lucrezi, dar cu rânduială toate și cu program. Ana avea o dorință curată. Și-o zis, pe linie spirituală vreau să fie dat Domnului și vreau să fie închinat lui Dumnezeu toată viața lui. Poate că vrei să-l faci inginer sau să-l trimiți la drept, dar gândește-te pe linie spirituală să-l încredințezi în mâna lui Dumnezeu și să lași în grija Domnului și problemele acestea în timp ce te rogi. Dar cu stăruință. Doamne, nu știu ce va fi copilul acesta, dar mă rog din timp pentru el. nu știu ce înclinații va fi, poate îi place la calculator, trimite-l la IT-ul acolo să facă, să pregătească, poate lucrează chiar de acasă și câștigă bine. La altul nu-i place la calculator, dacă îl pui la calculator, păi el vrea să vadă cum o strâns el șurubul, că merge. Și-o reglat, nu știu ce, la mașini sau altul, pe tâmplărie. Dar este important acolo Dumnezeu să-i dea pricepere și să-l ocrotească Dumnezeu. Și încă ceva, eu am auzit soția cum se ruga pentru copii de mult, de când erau mici. Doamne, să-i faci să capete trecere în fața oamenilor. Da, te duci, îți deschide ușa, zice, bă, nu știu, îmi place de copilul ăsta. O, a făcut mare lucru el, dar nu știu, poate s-o exprima frumos, poate te-o da bună ziua, poate că te-o privit cu respect. Și are trecere, și te rog, Doamne, fă să capete trecere în fața oamenilor. Ana aduce la altar scopul lui Dumnezeu, o dorință curată, să slujească pe Domnul, să fie închinat Domnului. Mărimea cerințelor tale va arăta mărimea credinței tale. Știți că noi uneori nu cerem lucruri mari, că nu prea credem că Dumnezeu le împlinește. Și ne limităm așa la puțin, dar Dumnezeu se îngrijește de toate trebuințele noastre. Știe de firul de păr, dacă a căzut, poate să mute, sau pun cu semnul întrebării, poate să mute un munte. Vorbim despre alt nivel de credință, nu? Dar pentru familia noastră trebuie să credem și vom transmite în mod indirect credința. Și aceasta va fi a treia precizare care o fac cu ajutorul Domnului despre Eonis, care transmite o credință întemeiată copilului. A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, spune Pavel lui Timotei, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. O mamă vrednică de cinste transmite o credință întemeiată, întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, întemeiată pe experiențele cu Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu, pe lucrările lui, pe ceea ce Dumnezeu a făgăduit și poate să împlinească, că spunea Balam, maestate Balac, Dumnezeu nu este om ca să mintă, ce a promis oare nu va împlini? Ce a făgăduit oare nu va face? Face Dumnezeu. Și mi-aduc aminte acum și o să caut un verset în legătură cu ceea ce vă spun. O familie din biserică, l-am găsit, m-a sunat într-o seară, așa mai târziu. Și a zis, frate Corneliu, suntem așa de supărați, deznădăjduiți, am mai ajutat pe unii, pe alții, cu câte o problemă, e vorba de contract pentru străinătate, dar o familie chiar pe strada noastră, că suntem rău intenționați, că nu vrem să-i ajutăm, că... și ne-a blestemat copilul. Cel mai mic, parcă 5 ani avea. Și ne-a blestemat copilul. Eu zic, mă, dar asta merităm sau... Ce se va întâmpla? Suntem foarte deznădăjduiți, nu știm ce să facem. Dacă vrei să pui înaintea Domnului cauza asta noastră, și zic acum, cu ajutorul Domnului, uite-ți cu soția, noi ne rugăm aici, voi vă rugați acolo și la sfârșitul rugăciunii deschid Biblia și Domnul să vă vorbească. Ne-am rugat, în timp ce m-am rugat, îmi veneau în gând, mă, dar ce am zis și eu, că deschid Biblia, dacă nu se deschide. Fii atent ce credință și la mine. Încep să mă rog pentru mine, Doamne, dă mai multă credință și mie, să mă rog pentru ei și să le transmit o credință. Credința nu se moștenește, dar se transmite, să știți. Știți că și Duhul Sfânt se transmite? Zice Ioan 7 de la 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge, se transmite, nu? Râuri, păi dar roada Duhului Sfânt are o influență asupra mediului înconjurător, nu? Și natura se bucură de tine, și florile. Nu-i tot una să cânti sau să strigi, nu? Sau aș știut că și florile pot fi influențate. Acum, cu atât mai mult copiii Să nu se audă între voi, Efeseni 5:4, nici glume proaste, nici cuvinte care nu sunt cuvincioase, nici vorbe nechibzuite. Dar cine le pot auzi primii? Le aud copiii. Și când aude că nici Florin nu-i bun, nici Sami nu-i bun, nici Corneliu care a venit nu-i bun. Acum, noi greșeli mai avem de gramatică, de exprimare, să nu avem ieșiri din cuvânt, că asta e periculos și trebuie să-i îndreptăm cu blândețe și pe potrivnici, zice Biblia, 2 Timotei 2:24 și 25. Și ne-am rugat, am deschis telefonul, zic, uite, deschid Biblia în numele Domnului, versetul 5 pe partea dreaptă. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balam, Deuteronom 23:5. Și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Chemarea, porunca lui Dumnezeu pentru dragostea față de Dumnezeu este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul și cu tot sufletul. Și porunca nouă a Mântuitorului, a spus Mântuitorul, vă dau o poruncă nouă. Ce era nou în porunca asta? Să iubești pe aproapele tău era vechi. Ce era nou? Să vă iubiți unii pe alții așa cum? Asta era nou. Standardul fixat de Mântuitorul. Așa cum v-am iubit eu, trebuie să vă iubiți. Cam pe unde suntem pe cadranul lui Dumnezeu? Cam la ce nivel de iubire? Și am spus, mă, oameni buni, știți ce zic? Dacă voi îl iubiți pe Dumnezeu din toată inima, dacă iubiți și pe vrăjmași, că Biblia asta au zis, Dumnezeu să schimbe blestemul în binecuvântare. Și vă zic categoric că l-a schimbat. Categoric că sunt binecuvântați, că Dumnezeu se îngrijește de problemele acestea. Slăvit să fie Domnul. Și mai devreme sau mai târziu o să slăvească și ei, 2:12, Petru, pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Măcar că acum vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele. Dar o zis Domnul, dacă pe mine nu m-au cunoscut, nici pe voi nu vă cunosc, dacă așa au făcut cu mine lemnul verde, ce vor face cu voi lemnul uscat? Vă vor prigoni, a spus Domnul, vă vor vorbi de rău, vă vor da să fiți chinuiți, noi încă n-am ajuns acolo. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fie interesul nostru. Este o cinste care o acordăm. Spune Biblia 1 Petru 3:7. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei. Dați cinste împăratului. Ori avem voie să vorbim de rău pe cei înălțați în dregătorii? Să batjocorim dregătoriile? Că nu ești de acord, nu ești de acord, dar poți să schimbi ceva? Vorba unui frate de la noi, din zonă, zice, frate, la proteste violente nu putem merge, dar la de astea pașnice poți? Că și minerii au plecat spre București cu proteste pașnice, numai că între timp s-au cam bătut cu jandarmii pe la Stoienești, nu știu exact pe unde, dar știu că în prima fază au luat unii bătaie și în a doua fază ceilalți. Odată la Stoienești și odată în altă zonă, tot pe acolo. Un frate prezbiter de la noi a mers cu mașina să adune oile pierdute ale casei lui Israel de pe teren. Mai erau care, eu luau valul, frate, mă luau valul, că am crezut că ne face pontajul acolo și... Păi dacă și Daniel întrerupea rugăciunea când s-o dat în afara legii lui Dumnezeu, în afara legii lui Dumnezeu, o lege pământească, nu știu ce să alegea. Proverbe 28:7. Cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Este o fericire pe care o garantează Biblia. Este o cinste ce o acordăm oamenilor. Dacă nu sunt oameni, vă las pe dumneavoastră să apreciați care sunt oameni sau nu sunt oameni. Că Biblia spune, fiți oameni, nu? Scrie în Biblie cu semne exclamării, cred că e acolo, pot să caut să vă zic dacă vreți. Fiți oameni, S-a deschis aici, 1 Corinteni 16:13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni de care vrea Dumnezeu. Acan, arată Iosua 7:13, a trebuit într-o zi să-și ia copiii de mânuță și soția și să meargă la moarte. Pentru că a luat din lucrurile date spre nimicire și le-a dus în casa lui. Apoi a mințit și apoi nici nu s-a pocăit de problemele acestea. Mă, cade sorțul pe seminția, pe familia ta, caz în genunchi să spui, Doamne, nu pot să zic prea multe nici de Adam, că nu știu ce-aș fi făcut eu. Dar mă gândeam de multe ori, oare Adam și Eva dacă veneau, Doamne, am greșit, am păcătuit, numai să nu ne scoți afară din rai, pedepsește-ne, dar lasă-ne aici, sau nu știu ce să fi zis, vrem să promitem că nu mai facem așa ceva niciodată, n-am ascultat. Problema este că oamenii nici nu se pocăiesc, nu se întorc la Dumnezeu. Știu că nu-i bine ceea ce fac. Se gândesc, vorba unui om, m-am întâlnit cu cineva la o slujbă de privec, cineva din lume și zic, unde ești, în Timișoara te-ai așezat? Da, zice, da, îmi place acolo. Am zis că mi-am pregătit acum aici, mi-a zis cartierul unde de fapt e cimitirul, ce mi-am pregătit o garsonieră acolo, deja tot e aranjat. Și a zis, stai că nu înțeleg, unde vrei să te muți? Zice, da, nu prea mă mai gândesc la altceva, că, uite, mama e în raclă și mi-am pregătit și eu o garsonieră acolo. Un cavou. Și părerea ta, atâta meriți, după cât ai muncit în viața asta, un cavou? Vă întreb acum, după cât ați muncit pentru Domnul, pentru lucrarea Lui, cam cât meritați? Sau cam cât merităm? La sfârșit, când o să vină Domnul să zică, ai stat atâta pe Facebook, atât ai vorbit la telefon, 1.000.000 de minute pierdute, atâta credit, atâta. Ce să zică? Bine, rob bun și credincios, ai fost plin de râvnă pentru voia stăpânului. Numai bucuria te mai așteaptă. Ori o să zic așa? Răscumpărați vremea. Cea mai bună investiție pe termen lung, cea mai profitabilă, este în copii. Copiii noștri trebuie să crească drept, să fie zidiți în credință, să învețe armonia și să se bucure de armonia din familie. Să vadă lucrările lui Dumnezeu, să le povestim despre ele, cele pe care le-am văzut și le-am trăit și cele pe care și ei au început să le vadă și să le trăiască. Am auzit de la oameni din lume, mi-au zis, și recent mi-au zis cineva, o doamnă cu o poziție socială bună acolo în societate. O zis, am auzit de la copilul matale că te-a vindecat Dumnezeu, e adevărat? Da, zic. Da, m-a vindecat. Într-o joi, cum avem acolo post și rugăciune, bolnav de 4 ani, și nu mai știam prin ce stări treceam, că toți ziceau că e fierea, că asta, că încolo era de la migrene, stare de rău. Nu vă mai zic cum se manifesta, rău, 24 de ore eram pe blat și știam, după 3 săptămâni, iar. Și migranul nu-și mai făcea efect. Și eu am început să-i povestesc femeii, zice că nu, că știu toate detaliile astea. Da, serios, da, de unii, la copiii matali. Și într-o joi se ridică vasul de lucru și spune, poate nu vă vine să credeți, dar fratele Corneliu și fratele Eugen, venit dintr-o altă biserică, sunt vindecați. Un sol îmbrăcat în alb s-a coborât din cer și le-a făcut ungerea cu un de lemn, sunt vindecați. Și din clipa aceea suntem vindecați amândoi. El avea cu fierea și nu mai mers la operație de fiere și eu aveam aceleași forme de manifestare, aceleași simptome, aceleași probleme, dar era altceva. Și zice, e adevărat că și eu am problema care a avut-o matale, zice. E adevărat că ai fost vindecat? Da, am fost vindecat de Domnul. Și a venit un sol, te-a făcut ungerea. Da. Așa vin la dumneavoastră sol. Da. Haideți numai să-i vedeți. Să simțiți prezența și puterea. Și au venit femei, au venit la adunare deja. De vreo 2 ori. Slavă lui Dumnezeu! Spun oamenii, vrem să vedem care e diferența. Că așa unii vin cu învățătura lor și că asta e bună, asta e adevărul, așa trebuie să mergem după tradiție sau alții după interpretările lor. Vorba lui Simeonuc bătrân, unii citesc printre rânduri. Și noi le spunem și noi că asta e învățătura bună. Oamenii vor mai mult. Care e diferența? Și noi trebuie să le spunem. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Marcu 16:16. Și mai jos. În numele meu își vor așeza mâinile peste bolnavi și bolnavii vor fi vindecați. Știți ce face diferența între culte, între religii, între biserici? Prezența lui Dumnezeu sau nu? Dacă este prezența lui Dumnezeu, oamenii de aici pleacă eliberați de poverile străine. Pleacă eliberați de lanțurile răutății și ale robiei păcatului. Fumători și alcoolici și oameni care au fost dominați de vicii, de păcate, de patimi, sunt eliberați și se întorc la Dumnezeu și slujesc. Și copiii noștri văd și noi trebuie să accentuăm lucrul acesta. Iochebed a spus, Moise, suntem în Egipt, dar nu suntem din Egipt. Noi aparținem Canaanului. Dar ce e aia, mamă, Canaan? Canaanul este un loc binecuvântat, o zis Dumnezeu, cu lapte, cu miere, nu știu ce o fi zis. Cum o să fi spus Domnul, dar acolo și până acolo Dumnezeu ne va duce, ne va călăuzi. Spune Biblia, avea ochii ațintiți înspre răsplătire, Moise, dincolo de viața aceasta, și dacă nu ajungem în Canaanul acesta, este o răsplătire pregătită de Dumnezeu dincolo, pentru cei ce-L așteaptă, pentru cei ce-L iubesc, pentru cei ce-L slujesc cu toată inima, cu credincioșie până la sfârșit. Dumnezeu îi binecuvintează și binecuvintează și rodul muncilor și sămânța lor și urmașilor sunt binecuvântați de Domnul. Ferice de cel neprihănit și ferice de copiii lui după el. Pentru că este cine să le ațintească privirea înspre marele preot, înspre căpetenia desăvârșirii credinței noastre, înspre Mântuitorul care a plătit prețul răscumpărării. Slăvit să fie Domnul! O mamă vrednică de cinste are o influență dată, aduce o dorință curată și transmite o credință întemeiată. Tot ce este vrednic de cinste să vă însuflețească. 1 Petru 2:17. Cinstiți pe toți oamenii. Salutați, vorbiți-le frumos, acordați-le întâietate, la urcare, la coborâre, la unde sunteți, la așezare sau la ce este. Pentru că trebuie credincioșii și copiii credincioșilor să fie oameni manierați. Înainte de a fi pocăit și credincios bun, trebuie să fii om. Să se spună că ai fost gata să-l ajuți și încă frumos, cu blândețe. Să se spună copiii credincioșilor de la Cezareea, vorbesc frumos. Nu numai că nu înjură, păi ce ea că nu înjură? Nu, ei au cuvinte de mulțumire. Și dacă vine vorba de doamna de română, el are cuvinte de mulțumire. Uite, își dă interesul pentru noi. E cum se cade, doamna. Acum, dacă e dură, nu-i problema ta asta, că nu se schimb nimic. Este felul ei. Vine vorba despre primar sau de consilier sau de cine vorba. Cinstiți pe toți oamenii. Este o cinste ce trebuie să o acordăm. Nu putem, nu avem voie, dar nici nu trebuie să stea în caracterul nostru, în forma noastră de manifestare, de a fi. Să disprețuim stăpânirile, să vorbim de rău. Când vine vorba de familie, bărbaților, dați cinste femeii. Cum îi dați cinstea? Uneori cu flori, altdată cu sărumâna pentru masă, dar cu împlinirea la sărumâna, că dacă numai cu buzele ai spus frate, soție, așa, nu știu, unde să mă uit, la care frate să mă uit, la frații în vârstă sau la cei mai tineri. Sărmâna pentru masă, o stare bună. Punea un frate de la noi, frate în vârstă, prezbiter, să mă făcea soția câteodată, 12 copii, îți dai seama, tot, fă la mâncare, trebuie să fii de meserie bucătăreasă acolo. Și câteodată era zama mai lungă, așa, știi? Veneau copii, ce-i de mâncare? Ha. O să luam câte un blid de zeamă și mâncam așa cu, mă, da bună-i, mama. Veneau și ei, unii de curioși și alții, mă, să știi că e bună, o zis tata că e bună, e bună. Tot asta ai făcut. Sau n-ai făcut nimic azi de mâncare. Pune mâna și vă tu. Să te vedem pe tine. Dă cinste femei. Ce se bucură surorile. Hai să întoarcem un pic roata, ha? Știți că Sara îl numea pe Avram? Domnul meu, mă întreba o soră recent, e păcat să zici bună ziua? Bă, nu, că e din Biblie. Eu le-am zis tinerilor, nu trebuie să strigați pacea Domnului după mine pe stradă dacă vi rușine cumva. No, eu știu că așa e, ești cu colegi, ești... Bună ziua, că e din Biblie. Și Pavel și-a luat ziua bună de la frat, s-a dus mai departe. Sara spunea, Domnul meu. Și ținea la Avram, nu? Respecta. Și copiii trebuie să acorde cinste părinților, făzduiește-i, sfătuiește-l pe bătrân ca pe un tată. Da? Copiii trebuie să sfătuiască părinții, vedeți? E biblic. Nu numai că au voie, e și nevoie să-i sfătuiască. Tată, vezi că mai studiezi puțin? Sau unii copii spun, tată, vezi să fii mai scurt când predici, că plictisești. Eu știu ce sfătuiesc ei, în ce este bine, nu? Da. Asta e în familie. Copiii trebuie să acorde cinste. Numai că am văzut, părinții trebuie să fie vrednici de cinste. Când vorbești de tata, când vorbești de mama, e un exemplu pozitiv pentru tine întotdeauna și să dea Domnul să fim. Și să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Evrei, capitolul 12, versetul 12, versetul 13. Croim cărări drepte pentru ca cel care își căpătă să fie vindecat, să nu se mai abată din cale. Femeile vrednice de cinste. Nu s-o cântat de mama, am predicat de mama, dacă nu s-o cântat. O mamă vrednică de cinste, Iochebed, de exemplu, are o influență dată de Dumnezeu, nu-i pe linie politică, aia e altă treabă, dar e pe linie spirituală, de orientare, de ațintirea privirii, de încredere în Dumnezeu, de a rămâne lângă cel care conduce și Egiptul peste Faraon. A văzut când eu gâdi la firea puțin, la maestatea sa, au zis, dă o poruncă, 30 de zile, să nu se închine numai împăratului. Tineri plecați în străinătate, Daniel, Șadrach, Meșac și Abednego, au rămas în picioare, statornici lângă Dumnezeu, nu s-au plecat sub jugul robiei păcatului. Și au spus, Dumnezeu ne poate scoate, noi știm că ne scoate. Au spus cei trei tineri, dar și dacă nu ne va scăpa din mâna ta, împărate, el poate să ne scape. Auzi, Ieremia, noi nu bem toată viața noastră. Eram tânăr și cântam în formație și un păstor baptist, om al lui Dumnezeu, ne lua în misiune și am zis, frate, ai băut odată, că ești crescut în pocăință, dar ai gustat, o zis, în afară de paharul de la cina Domnului, n-am pus mâna pe niciun pahar în care să fie nici must măcar. nici must. Atât, la împărtășire am luat rodovițe must, după cererea de binecuvântare. În rest, nici must niciodată. Mi l-am fixat în minte. Și a zis, uite că a avut dreptate tata când mi-a zis. Mai este încă unul și mai sunt și alții. Și am spus, frate, te mai întreb ceva. Cum ai reușit să rămâi lângă Domnul totuși, să nu te îndepărtezi cu atâtea lupte dinăuntru și temeri din afară, sau uneori invers, temeri dinăuntru și lupte din afară? Scrie în Biblie despre ce vă spun. A zis, eu m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, îți dau voie să nu-mi dai voie. Ne-ai lăsat liber să alegem și ne-a arătat ce să alegem, ne-a arătat ce să facem și ai spus, omule, alege binele ca să trăiești. Încolo, ce se cere? Să faci dreptate, să faci binele, să umbli smerit cu Dumnezeul tău, ce profetul Mica. Și Dumnezeu ne-a lăsat să alegem în fiecare împrejurare ce să facem. Și eu am spus așa, ca și poetul, de nu poți ca să vii cu mine, Iisuse, în orice drum merg eu. Trimite-mi piedici netrecute, să nu mai pot merge nici eu. Oprește-mă când nu este voia ta, semnalizează-mă, avertizează-mă, pune-mi piedici. Și atunci când este o lucrare bună, dăm mai mult avânt, mai multă însuflețire. Faceți așa cu copiii dumneavoastră. Dacă nu este bine, spuneți-le că nu este bine. Ascultați ce spune Domnul. Dacă vrei să afișezi, te rog, din cartea Samuel, 1 Samuel 2 cu 29. Spune Domnul printr-un proroc trimis la Eli, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Sunt cu limite, așa cum se cuvine. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Păi lui Dumnezeu îi acorzi o altfel de cinste. Prioritar, el este numărul 1 în funcție de deciziile lui Dumnezeu. Mergem cu familia mai departe. Așa a spus Maria, mama Domnului Isus, să faceți tot ce vă va porunci El. Doamne, ajută-ne și pe noi și pe copiii noștri. Amin.